Bine ați venit! Aceasta este prăjitura cu mere. Eu, la urmă, după ce o fac ca să fie un pic lucioasă, o dau cu dulceața de căise. Pur și simplu, o încălzesc puțin și dăm cu un pensonaș pe deasupra. Și rămâne lucioasă, lucioasă, lucioasă. Asta este prăjitura de post, făcută cu mere. Am să tai o feliuță să vă arăt cum este în interior. Să mă ajut. Uitați cum este în interior. O să avem nevoie de 3 mere, cam așa de mari. O să le dăm mai întâi prin răzătoare, după ce le-am spălat cu tot cu coaja. Merele sunt gata. Dacă sunt de alea care se negresc, puneți un pic de zeamă de lămâie. Punem și puțină coajă. Să sorg și puțin lămâie. Să pun. Acum o să punem jumătate de pahar de zahăr. Eu pun jumătate de pahar dacă merele sunt dulci. Dacă merele sunt mai acre, puneți mai mult. Acum, după preferința fiecăruia. Este foarte simplă de făcut. Amestecăm puțin. Și acum eu mai adaug un pic de vanilină sau vanilie sau esență de vanilie, dacă doriți. Acum o să punem un pic de nucușoară. Puțină, cam o jumătate de linguriță, nu mai mult. Și scorțișoară. Cam o linguriță plină să fie. Mie îmi place să aibă gust de scorțișoară. Așa. Acum amestecăm bine. Aceasta este un pahar deoparte. Am să pun aici. Și să ne ocupăm blatul. De blat. Să punem într-o punguță. O să avem nevoie de un pahar de zahăr. Pahar de apă de 200 de mililitri. Un pahar de griș. Și un pahar de făină. Când puneți în pahar făina și grișul, să se umpleți puțin cu făină și grișul și făina. O să avem de praf de copt, un plic, 16 grame, un pic de vanilie, scorțișoară și între straturi o să pun margarină. Aceasta este opțional, eu am făcut și fără, este bun, la fel. Este și margarina între straturi și deasupra. Și pentru decorat, un măr și zahăr pudră. Aceasta la urmă. Acum, într-o pungă, o să punem zahărul. Le amestecăm în pungă. Pot fi amestecate și într-un bol. Paharul lăsăm aici, că ne trebuie după. Un pahar de griș. Îl punem aici. Un pahar de făină. Punem aici. Vanilie. Praful de vanilie sau vanilină. Eu pun vanilină, că stau în Italia. Și 16 grame de praf de copt.
Cine dorește în aluat, poate să pună și puțină scorțișoară. Eu pun puțină. Cine nu, puțină, puțină. Acum închidem și amestecăm. Și amestecăm bine, bine. Acum, după ce am amestecat, o să punem în pahare, o să împărțim în trei această compoziție care o avem în pungă. Acum o să punem în primul pahar și o să-l umplem. O să punem în al doilea. O să împărțim în trei. Batem puțin pe fund. Cu lingură o să le umplem cu ajutorul unei linguri. Acum, după ce am amestecat toate prafurile într-o formă de două, deschidem tapetată cu un pic de margarină sau cu ulei și cu hârtie de copt. Eu o las puțin pentru că mi-a curge un pic mai mare hârtia ca să nu curgă în tavă, să nu curgă în aragaz. Și acum să montăm prăjitura. O să luăm un pahar și o să-l punem pe fund. Cu fundul paharului o să apăsăm și o să distribuim peste tot uniform. Apăsăm pur și simplu cu paharul. Acum o să punem jumătate din compoziția de mere. Mai amestecăm puțin. Aceasta este compoziția de mere. Eu o împart în două. Jumătate o pun peste acum. Cu dosul la lingură, apăsăm. Să dăm peste tot, să punem merile. Am pus primul strat de prafuri, de zahăr, făină cu griș. Am pus jumătate din compoziție de mere. Aici am un pahar de margarină tăiată cu bulețe, cam 100 de grame are. Cine dorește poate să pună, pentru că ei se vede foarte bine. Merele trebuie să fie și zemoase ca să umezească stratul de prafuri. Eu am să pun și puțină margarină. Am să pun. Am pus și margarina. Acum, luăm al doilea pahar de deasupra. Și tot la fel cu dorsul, fundul paharului, întindem. Ca să facem straturile uniforme. Și apăsăm puțin. O ușoară presiune peste, nu mare. Iată. Acesta este al doilea strat, care o să fie blatul. Și acum punem restul de umplutură de mere. O punem pe toată.
parte. Acum cu dosul lingurii întindem ca să formăm stratul de mere. Acesta este al doilea strat de mere. Acum o să punem margarina cu bulețe. Încă un sfert. Am împărțit în trei. Așa, la ochi. Acum, după ce am pus și margarina, aceasta este opțional. Eu am făcut și fără margarina. Este bună, bună. Este un pic mai uscățică. Nu este, este așa grasă cu... Uitați, am pus și margarina. Am distribuit-o așa pe deasupra. Și acum punem ultimul pahar. Și acum apăsăm. Apăsăm cu fundul paharului ca să distribuim bine. Vedeți că eu am lăsat hârtia de copt un pic mai înaltă. Straturile sunt mai înalte, la forma nu este așa de înaltă. Și este de 18 cm, este micuță. Acum am să pun restul de margarină. Am pus și margarina deasupra. Acum pe un fund o să tăiem mărul, feliuțe subțiri, subțiri. Lăsăm tot la fel cu coajă. Încercăm să tăiem subțire, subțire. Ne alunecă. Și o să începem să le punem în cerc. Am decorat. Acum am să dau cu zahăr pudră. Și cu puțină scorțișoară o să presurăm. Aceasta este prăjitura cu mere. Acum eu am să o dau la cuptor la 180 de grade, circa 45 de minute. Am să controlez să văd dacă este. Aceasta este prăjitura cu mere. Eu la urmă, după ce o fac ca să fie un pic lucioasă, o dau cu dulceața de căise. Pur și simplu, o încălzesc puțin. Și dăm cu un pensonaj pe deasupra. Și rămâne lucioasă, lucioasă, lucioasă.
Am să tai o periuță să vă arăt cum este în interior. Să mă ajut. Cum este în interior. Vă doresc multă, multă sănătate. La revedere. O zi frumoasă tuturor. Pupup pe tot și vă iubesc. La revedere.